Fica ambasadorului, episodul 6. Sankar spune: parteneriatul continuă, loialitatea este în regulă, dar Swada îi râde de decizia lui Sankar de a pleca. Conform destinului, cei doi credincioși vor petrece ani de zile cot la cot într-o secție. Loialiștii care nu pot pleca din cauza jocului ambasadorului au de făcut un ultim parteneriat înainte de a merge la închisoare. Găsilor celor care au atacat-o pe Nare, ochii lor nu-și vor revedea nici familiile, nici anii pe care îi vor petrece în închisoare până nu-i vor pedepsi pe cei care i-au făcut asta. Când toate bunurile lui Sankar și Jedis sunt confiscate, familia Efengelu pierd conacul. Halisefe iese din conac, la care se închine mereu în timp ce rănea cu capul plecat din nou. Mai mult trebuie să locuiască sub același acoperiș cu Nare și să se uite în fața cu cicatrici a acelei fete, la fața cu rănile pe care i le-a provocat. Nare, pe de altă parte, se luptă cu trauma atacului pe care a tăiat-o, iar, pe de altă parte, se dedică ajutorului soților Shadik în lipsa lor, pentru că crede din toată inima în inocența celor dragi.